varietate de oi mai puțin cunoscută românilor, dar extrem de populară la expozițiile de profil, țurcana Ratska, își are originele în Egiptul antic, după unii, sau în câmpiile Mongoliei, după alții. La noi s-a aclimatizat destul de ușor, însă area de răspândire se reduce la munții Banatului. Noi, așa, caraș-severin, în general, oamenii mai puțin se ocupă cu creșterea oilor ca să profite de subvenția cu oi peste 50 de oi. Mai multă lume ține oi numai pentru gospodărie, pentru casă, 20, 30, 50 de oi și așa mai departe. 45 de oi. Ce faceți cu brânza? Brânza, mai dăm la piață mai puțină, mai așa prin sat, câte cineva, mai nu rude, mai pentru consumul propriu și mai lăsăm în fiecare an câte 5, 6, 7 beluțe, toamna mai tăiem câte 3-4 oi, iar pentru casă, pentru... Și acum, că mai mult să... sindicații să se consume carne de oaie decât de porc, problema colesterolului și așa mai departe. Și asta e. Subvenția a fost în prima dată vreo 700 de mii, acum vreo 10 ani, după aia a crescut la 1 milion. Acum a scăzut din nou, că trebuie să o parte din subvenție, un procent, să treacă și la asociație. Avem acolo care se verină o asociație prin care sunt înscrise toate animalele astea care sunt înscrise în patrimoniu genetic, deci cum sunt oile astea. Și însă anul trecut nu am primit, nu știu, s-o omis ca să ni se... A fost un ministru care a fost un Dumitru, a scăpat cu vederea, s-au intenționat, nu mai dat la animalele care sunt patrimoniu genetic. Acolo sunt cuprinse și oaia caracul, și parcăsura de stepă, porcul mangaliță, bivoli și așa mai departe. Și pentru patrimoniu genetic nu s-au mai alocat niciun fel de subvenție. Pentru celelalte oi s-au dat, totuși. Prima dată au zis că să se dea numai 5 euro, dar până la urmă s-au dat 10 euro. Dar tot un procent a rămas, nu l-am mai primit, ca vreo 80% am primit din 10 euro. Așa că eu în special o țin mai mult de, cum zice și bănățanul, de patimă, de pasiune. Sunt, dacă nu au coarne așa, nu le țin. Dacă am lăsat acum anul ăsta vreo 6 meluțe, numai care m-au plăcut mie, le-am lăsat să fie așa cum îmi plac mie. Le-am mai vândut la cineva, iar într-o localitate apropiată, iar pentru presile câteva meluțe. Și restul mai fost un berbecuț pentru sacrificare am dat. Și noi le țineam vara, suntem asociați vreo 4-5, avem numai oi din astea. Berbeci tot așa avem și ca să, decât să nu se schimbe rasa, să ducem mai departe rasa asta sau eu știu cum să zic, varietatea asta, să o împingem înainte cât se poate. Ioan Pau se mândrește cu oile sale, care au un randament mai bun în ceea ce privește producția de lapte decât țurcana, dar sunt mai sensibile la frig. O rasă foarte veche în România, îi se zice Ratska. Sunt niște oi destul de bune, mame bune, crescătoare bune de mei. Ele sunt scoase în relief prin coarnele pe care le au în formă de tir bușon, dispuse în sus sau și lateral. Și am fost mai la multe târguri, expoziții, la Arar, la Timișoara, aici am mai fost acum 2 ani, la Sibiu am fost, la București, la Indagra și... M-a plăcut ca să prezint rasa asta, să vadă lumea. Foarte multă lume nu a văzut asemenea oi, pentru că numai în Caraș-Severin, așa, în partea aia, acolo vreo 4-5 localități sunt aceste oi. Și se zice că ele ar fi aduse, nu știu, dacă așa am auzit, așa spunem și noi, de către romani, de prin Egipt, unii zic că ar fi aduse. De vreo 2000 de ani. Și ele s-au localizat acolo datorită faptului că e o climă un pic mai blândă, o climă cu influență mediteraneană în partea aia.
și trag niște curenți de aer cald, în special iarna, ele fiind lâna un pic mai rară decât la celelalte oi, mai mult decât atât pe sub burtă nu prea au lână așa de... Și așa că trebuie acolo mai... iernile, când sunt ierni mai grele, să le băgăm în adăpost. Țurcană, varietatea Rasca, de fapt a fost o rasă de sine stătătoare, însă fiind în efectiv mic, este varietatea la rasa țurcană. Este o oaie deosebită, specific coardele în formă de tirbușon și lâna mai undulată. Este mai bună de lapte decât rasa țurcană. Este un picuț mai sensibil, dar bună de lapte de rasa țurcană.